Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă conferință de presă. Ne bucurăm în sfârșit de vreme bună. Se anunță o săptămână în care temperaturile vor fi bune pentru activitățile pe care ne le-am propus să le facem, dar, din păcate, sfârșitul săptămânii trecute a însemnat reîntoarcerea iernii. Am fost prezent vineri încă de dimineață pe teren pentru evaluarea pagubelor și pentru coordonarea echipelor de intervenție. Încă de vineri dimineață, data de 21 aprilie, de la ora 5:45 și până sâmbătă după amiază, sâmbătă 22 aprilie până în jurul orei 18, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a fost prezent în teren pentru a interveni în vederea degajării arborilor căzuți peste autoturisme. Am avut 10 astfel de situații, 10 autoturisme avariate și, de asemenea, pentru deblocarea căilor de acces din cauza fenomenelor nefavorabile. Au fost 118 intervenții de această natură și, în totalitate, 120 de arbori care au fost toaletați și câțiva dintre ei chiar și doborâți. Continuăm activitatea încă de la primele ore ale dimineții pentru degajarea arborilor căzuți. Prioritatea pentru noi a fost aceea de a îndepărta pericolul iminent de cădere a crengilor rupte. Am avut chiar și intervenții în zona unor locuri de joacă și, ulterior, începând de astăzi, așa cum vă spuneam, să îndepărtăm materialul rezultat în urma acestor căderi de arbori. În mai multe situații am avut și cazuri de rupere a cablurilor electrice sau a cablurilor de internet, iar ca și măsuri am încercat pe cât posibil doar să îndepărtăm, așa cum vă spuneam, crengile care erau afectate de cantitățile mari de zăpadă și cele care s-au rupt, și doar în situații extreme să tăiem arborii cu totul sau să, în cazul arborilor care au ieșit cu totul cu rădăcină din pământ. Noi am intervenit în toată această perioadă cu 5 angajați de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, cu 3 voluntari, cu 3 angajați de la Serviciul de Iluminat Public, cu 4 motoferăstraie și cu platforma hidraulică ridicătoare pe care Primăria Municipiului Roman o are în dotare. Apreciem noi că până miercuri vom reuși ridicarea tuturor arborilor de pe raza Municipiului Roman și, de asemenea, intervenim și în Parcul Municipal, unde am avut situații de acest gen. Acolo, în weekend, am intervenit doar pentru eliberarea aleilor și, de asemenea, de dimineață, de la prima oră, intervenim pentru îndepărtarea acestor arbori căzuți sau crengilor căzute din Parcul Municipal. Cu o altă echipă începem demontarea ornamentelor de Paște și, de asemenea, lucrăm, pentru că vremea ne va permite în această săptămână, la locul de joacă pentru copii din Parcul Municipal, acolo unde ne dorim ca până la sfârșitul săptămânii să finalizăm lucrările de amenajare a acestui nou loc de joacă. Și, de asemenea, așteptăm, avem comandat aparatele pentru fitness în aer liber pentru acea zonă de care vă spuneam, fostul loc de joacă, pe care vrem să-l transformăm într-un spațiu de mișcare în aer liber. Și sperăm ca în cursul acestei săptămâni să ne ajungă și aparatele pentru fitness, astfel încât la sfârșitul săptămânii să putem programa deschiderea oficială a Parcului Municipal din Roman. În paralel, continuăm cu lucrările de reparații la celelalte locuri de joacă de pe raza Municipiului Roman. Am efectuat în cursul săptămânii trecute reparații la 2 astfel locuri de joacă.
din strada Smirodava și din strada Matei Milo, urmând ca în perioada imediat următoare toate locurile de joacă să intre într-o revizie și reparații. Mai mult decât atât, pentru două dintre ele ne dorim să punem și camere de luat vederi pentru a preîntâmpina faptele antisociale care se întâmplă în acele zone și vom intensifica și patrulele poliției locale pentru a descuraja pe cei care distrug locurile de joacă sau care nu respectă regulamentul de funcționare al acestora. De asemenea, continuăm în ștrand, având în vedere că vremea ne permite în această săptămână, cu extinderea plajei, cei 500 de metri pătrați de plajă pe care ne-am propus să extindem în această primăvară pentru acest sezon estival, și se intervine pentru reparațiile la bazinele de not. Fac mențiunea că sunt reparații care se efectuează în garanție și vopseaua la bazine s-a exfoliat, astfel încât intervenim pentru remedierea acestui neajuns. În ceea ce privește activitatea din piața centrală, vom pregăti în această săptămână zona de răsaduri, acolo unde, începând cu data de 1 mai, va începe comercializarea acestor răsaduri și vom pregăti totul astfel încât această activitate să se desfășoare în bune condiții. Foarte multe solicitări și intervenții vom avea în perioada următoare pentru sancționarea mașinilor care stau pe domeniul public sau care blochează anumite căi de acces. Vom încerca identificarea în special a posesorilor a proprietarilor de mașini înmatriculate în străinătate și care sunt parcate în diverse zone ale orașului. Unele dintre ele ocupă locuri de parcare, altele dintre ele chiar obstrucționează accesul proprietarilor de garaje către aceste garaje, drept pentru care am dispus în ședința operativă de dimineață poliției locale să identifice toate aceste situații și să ia măsuri pentru sancționarea celor care parchează în locuri nepermise. Un eveniment mai puțin fericit a avut loc înaintea sărbătorilor pascale în cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde o casă a fost mistuită de flăcări. A fost vorba de o problemă la instalația electrică. Vom interveni în această săptămână pentru eliminarea tuturor resturilor carbonizate din acea proprietate, din acea curte, și ulterior de săptămâna viitoare vom încerca prin intermediul și cu ajutorul colegilor de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență să construim o locuință pentru aceste persoane, astfel încât cei 4 copii ai familiei să poată să aibă avea din nou un adăpost. În cursul săptămânii trecute, chiar dacă vremea nu a fost tocmai potrivită pentru a efectua lucrări de asfaltare, am semnat cele două contracte pentru reparații străzi cu covor asfaltic și cu plombe, astfel încât, începând din această săptămână, să intrăm în forță, sperăm că vremea ne va permite, pentru reabilitarea și turnarea de covor asfaltic pe mai multe străzi din municipiul Roman. Ca și priorități am dispus ca strada Fostă Florilor, segmentul de bulevardul Roman Ușat, dintre sensul giratoriu de la Doi Măgari până la cimitir, să intre la reparații covor asfaltic, sensul giratoriu de la Favorit, strada Viitorului, strada Banatului, cam acestea ar fi primele 4 priorități, după care vom intra și pe celelalte străzi conform programărilor pe care le vom face. De asemenea, în această săptămână intervenim cu echipe proprii
în zona Cuza-Vodă, toate acele intrări dinspre poștă, spre pietonal, astfel încât să efectuăm și aceste reparații și în cursul săptămânii viitoare, cel mai probabil, echipele noastre le vom folosi pentru amenajarea de parcări, urmând ca mare parte din activitatea de plombare să fie preluată de firma care a câștigat această licitație. Ne aflăm în procedură de licitație și pentru construirea de parcări, reparații la alei, astfel încât după finalizarea acestei proceduri să putem semna și acest contract, să demarăm și aceste lucrări tot pe un program multianual, unde ne propunem ca foarte multe alei și parcări să fie reabilitate și amenajate cu această ocazie. Chiar dacă vremea a fost nefavorabilă la sfârșitul săptămânii trecute, romanul și-a continuat activitatea în condiții normale, chiar a fost gazda a două festivaluri naționale foarte importante. E vorba de festivalul de dans Dancers Competition, cu o participare de la nivel național, un eveniment de amploare desfășurat pe întregul parcurs al zilei de sâmbătă. Sute de copii au încântat publicul prezent cu reprezentațiile lor. De asemenea, duminică a fost un alt festival, sau pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică, un alt festival, Lucky Dance, un festival de canto, unde de asemenea am avut de această dată o participare internațională, inclusiv cu copii din Republica Moldova, un juriu foarte cunoscut, compozitor Nicolae Caragea, cântăreața Stella Enache, care ne-au pășit pragul, am și petrecut sâmbătă o oră alături de ei. S-au arătat plăcuți, impresionați de aceste festivaluri pe care Primăria Municipiului Roman le susține și pe care își propune să le susțină în continuare. Eu vreau să felicit organizatorii care s-au implicat în aceste două evenimente, sigur și părinții care se sacrifică pentru a-și susține copiii, pentru a avea aceste preocupări în domeniul dansului și al cântecului, pentru că este un efort foarte mare. Știu ce înseamnă aceste sacrificii pe care le fac, dar sper ca satisfacțiile care vin în urma reprezentațiilor copiilor să fie pe măsura eforturilor. De asemenea, sâmbătă seara am participat și la Biserica Sfântul Gheorghe, cu ocazia vecernii organizate pentru hramul acestei biserici. Sâmbătă am participat și la oficierea mai multor cununii civile. Am profitat de faptul că am avut activități și mi-a făcut o mare plăcere să oficiez cununiile a 5 tineri din municipiul Roman. În total, după prima săptămână de Paște, au fost oficiate 12 cununii civile. La sfârșitul acestei săptămâni vom avea și ședința ordinară de Consiliu Local, acolo unde vom avea mai multe proiecte supuse ordinei de zi. Și tot vineri de la ora 10 ne vom deplasa în cimitirul Eternitatea, unde va avea loc ceremonialul militar și religios dedicat zilei veteranilor de război. Suntem aproape de finalizarea programului pentru zilele municipiului. Vreau să precizez foarte clar că și am precizat inclusiv în expunerea de motive
că zilele municipiului Roman nu vor avea nicio conotație electorală, sunt doar evenimente ocazionate de manifestările de zilele municipiului, așa cum au fost în fiecare an, și vom încerca să, și chiar ne impunem să nu politizăm aceste evenimente, și vom oferi câteva surprize romașcanilor cu această ocazie. Ca și element de noutate, am introdus zilele porților deschise, acolo unde dorim ca romașcanii să viziteze, spre exemplu, casa bunicilor, microhidrocentrala, mai avem zona de sere, unde de asemenea credem noi că ar putea prezenta interes pentru a se vedea cum desfășurăm activitatea proprie la sere, prin care ne asigurăm necesarul de flori pentru municipiul Roman. Și de asemenea mi-am propus pentru copii, eventual și în zona parcului municipal, să vină în vizită eventual la orele în care hrănim animalele, pentru a vedea cum sunt hrănite animalele din parcul municipal. După cum bine știți, cu ocazia Orei Pământului am avut acel tur ciclist care s-a bucurat de un mare succes, și cu acea ocazie mai mulți romașcani mi-au solicitat să repetăm acest eveniment, drept pentru care m-am gândit ca, de asemenea, cu ocazia zilelor municipiului, să mai organizăm o astfel de activitate, de această dată la o oră mai potrivită, și un număr cât mai mare de romașcani pasionați de bicicletă să vină alături de noi pentru a face un tur al orașului. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Stau la dispoziție doar pentru întrebări. Nu? Da, am avut foarte multe sesizări prin dispeceratul Poliției Locale 023394. De asemenea, am avut sesizări și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Roman și pe pagina personală de Facebook. Okay. La ștrand am înțeles că reparațiile se vor face de banii noștri, pentru că sunt în garanție, dar o să fie nevoie an de an de această revopsire a bazinelor? Adică atât de repede s-a expoliat vopseaua? În momentul de față e prima dată când se intervine la acest capitol. E o garanție pe 4 ani, se află în perioada de garanție. Sperăm ca în urma acestei intervenții să nu mai fie cazul. Însă e drept că apa intervine asupra bazinelor și substanțele care sunt probabil produc efecte. Noi vom avea grijă în fiecare an să igienizăm, să amenajăm așa cum trebuie acele bazine, pentru a oferi un confort maxim cetățenilor care vin la strand. Nu au fost cu mult mai mari față de cele de anul trecut. Toate facturile sunt achitate la zi. Nu aveți restanțe la... Nu, nu. Campania electorală, din punct de vedere tehnic, va fi organizată de Primăria Roman. Care sunt costurile estimate și din ce fonduri se susține administrația guvernamentală? Se vor susține de către guvern prin intermediul prefecturilor. Astăzi este. Azi la... Spuneți-mi, vă rog, dacă în afară de costurile utilităților, primăria sau Consiliul Local Roman mai acordă aceste manifestări și alte sprijin?
Nu, noi am intervenit la, cel puțin în ceea ce privește Olimpiada de Agricultură, am intervenit prin anumite reparații la Colegiul Tehnic Danubiana, care ne-au fost solicitate, și restul sunt cheltuieli normale de organizare a acestor evenimente. Dar costul de masa delegațiilor? Nu au intrat, de... nu au intrat în, nu. Care sunt termenele de accesare ale acelor proiecte lansate pentru prima dată anul acesta de îndepărtare de Comitetul de Primărie și dacă ele nu au venit ca un cheltuiel, pentru că iată o parte din manifestările acestea, ori din festivalul de teatru, de dans, de ce-au mai fost, aici s-au desfășurat. Da, din păcate, eu, prevedere legislativă, acest lucru afectează nu numai activitățile de la nivelul municipiului Roman, ci toate activitățile ONG-urilor de pe raza țării noastre. Prevederea legislativă spune faptul că trebuie mai întâi aprobat bugetul și abia ulterior se aprobă ghidurile, se publică și se obțină finanțarea. Practic, este un decalaj de circa o lună jumătate, două luni până la semnarea proiectului de la aprobarea bugetului. Sunt termene de publicitate care trebuie respectate, termene de evaluare, drept pentru care nu putem face absolut nimic. Și în trecut, când Asociația de Handbal obținea finanțări de la Consiliul Județean, întâmpinam aceeași problemă, în sensul în care obțineam aceste finanțări după terminarea campionatului, dar sunt lucruri legale care nu pot fi încălcate. Ca din punct de vedere al traiului, sigur nu va fi nicio problemă. Am îndepărtat doar acele crenci care au fost afectate. Care, eu știu, în cazul arborilor, a pomilor fructiferi, rămâne de văzut în ce măsură a fost afectat producția din acest an de această vreme. Pruni, au fost afectați? Da, dumnealui ocupă în momentul de față o funcție de conducere în cadrul societății municipal Locato, drept pentru care s-a considerat a fi incompatibil cu calitatea de consilier local. Vom încerca amenajarea unei locuințe, nu vă imaginați. Vom încerca pe cât posibil să fie ceva decent. Vom turna o platformă, o fundație. O... Da, e vorba de firma In Rom, din Roman. În momentul de față se lucrează la recurs. Bineînțeles. A venit sentința, da. Dar el, conform contractului pe care l-a dat cu HM, el avea dreptul să deschidă acțiune în instanță? Contractul prevedea doar calea Federației de Specialitate. Nu neapărat. Deci singura cale de soluționare a litigiilor era doar federația. Că instanța a decis altfel, vom vedea pe calea de atac ce se va întâmpla. Da.
Acea parcare era programată a fi asfaltată anul trecut. Din păcate, locuitorii de la case au avut o reacție foarte nepotrivită în acea perioadă. S-a renunțat pentru moment, s-au întocmit noi studii pentru a intra în acest an cu programul de asfaltare a acelei parcări. Știu că am vorbit cu operatorul de salubritate chiar în primele zile. Au încercat schimbarea programului vechi, dar au revenit și acum în ultima perioadă nu mai sunt probleme. Temporar. Nu am mai avut sesizări acolo, avem și o cameră de luat vedere funcțională tocmai pentru a preveni astfel de... În principiu, toate se regăsesc în proiectul de hotărâre și în expunerea de motive de la ședința de la sfârșitul acestei săptămâni și mai pregătim încă o surpriză pe care o vom dezvălui ulterior. Da. Vă mulțumesc! O zi și o săptămână bună!